Hristos a înviat, stimați telespectatori ai televiziunii române, și o spunem parcurgând împreună postul cel mare al Paștelui și bucurându-ne de plin de ziua de azi. Nici nu a trebuit să spun mai mult decât Hristos a înviat, pentru că aud de acasă cum răspundeți de fiecare dată, adevărat a înviat, și sper să știți asta din tot sufletul și din tot cugetul. Dincolo de mese bogate, dincolo de bucuria aceasta străvederii noastre, fiecare cu fiecare, e important să știți că Hristos este de partea noastră, că învierea Lui face posibilă învierea noastră și că, într-un fel sau altul, bucuria aceasta a femeilor mironosițe care află cea mai grea întrebare și cel mai bun răspuns, de ce căutați pe cel mort printre cei vii, nu este aici, de fapt este ceea ce ne bântuie pozitiv pe noi toată viața noastră. Căutați să vă bucurați de ziua aceasta binecuvântată, nu doar cu ai casei, ci și cu Hristos Domnul și Sfinții Săi. Nu doar cu cei văzuți, ci și cu cei nevăzuți, îngerii care și sfinții care totdeauna sunt de partea noastră. Și nu în ultimul rând, aduceți-vă aminte de cei plecați. Ei sunt semnul că nădejdea noastră n-a pierit. Suntem candidați la înviere toți. Ziua de astăzi ne face părtași acestei bucurii și acestei minunate așezări într-o împărăție a lui Dumnezeu. Să nu vă temeți, oricât ne va fi de greu, sfârșitul este în împărăția lui Dumnezeu. Țineți-vă numai aproape de El. Credeți că Hristos a înviat și bucurați-vă, și iarăși îndrăznesc să vă spun, bucurați-vă, cu moartea pe moarte a călcat și celor din mormântul viață a dăruit și ne dăruiește. Suntem dinaintea și în miezul unui praznic fără egal. E praznicul în care firea omenească nu doar că primește iertare, dar din iertarea aceasta izbăvește în sine și izvorăște în sine nădejde, credință și dragoste. Fiți puternici! Hristos a înviat!